Dumitru Lovin a cerut explicații și ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. Daniel Suciu i-a dat un răspuns în care a arătat că drumurile județene pentru care s-a aprobat finanțare prin PNDL au fost selectate în ordinea punctajelor acordate de Banca Mondială, avându-se în vedere ca obiectivul de investiții să nu se suprapună peste cele finanțate prin POR 2014-2020. Vicepremierul a sugerat totodată că un motiv ar fi fost cumva și costul investiției per locuitor, care ar fi fost prea mare și în contrast cu recomandările Comisiei Europene. De asemenea, a spus că obiectivul de investiții privind reabilitarea și modernizarea DG605 nu a fost inclus la finanțare din cauza insuficienței fondurilor alocate, iar creditele de angajament rămase neutilizate după încheierea contractelor de finanțare pentru obiectivele aprobate în perioada 2017-2020, se vor folosi pentru finanțarea proiectelor deja depuse și incluse în analiza de specialitate. Având în vedere răspunsul vicepremierului Suciu, deputatul Dumitru Lovin a lansat un apel către președintele Consiliului Județean. O soluție trebuie găsită și aș vrea să cred că actuala conducere a Consiliului Județean Vâlcea va veni cu ea în scurt timp. Acest drum are aproximativ 35 de kilometri, pleacă de la Sletioara, traversează comuna Mateiești, orașul Berbești, asigurând accesul spre Grădiștea, Sinești, Livezi și Zătreni. Este și un drum strategic pentru economia vâlceană. Unele sectoare din DG 605A se află într-o avansată stare de degradare și trebuie intervenit urgent pentru refacerea acestora, a concluzionat parlamentarul, așteptând acum un feedback pozitiv din partea autorităților județului.